Se spune că era odată o furnică ce venea în fiecare dimineață veselă la muncă. Îi plăcea ce făcea, muncea cu drag și spor și mai ales era fericită. Șeful, leul, era surprins că furnica lucrează așa de bine fără să fie supravegheată. Așa că i-a venit o idee: dacă furnica producea așa de mult singură, fără să fie supravegheată, sigur va produce și mai mult dacă va avea un șef direct. Așa a fost angajat. Gândacul. E, acesta avea experiență în supravegherea muncitorilor și era cunoscut pentru faptul că scria, scria niște rapoarte excelente. Prima decizie a gândacului a fost să instaleze un ceas de pontaj. Apoi și-a dat seama că avea nevoie și de o secretară care să îl ajute să scrie rapoartele lui minuțioase. Astfel l-a angajat pe Păianjen. Păianjenul avea grijă de arhive și răspundea la telefon. Leul era foarte mulțumit de munca gândacului, rapoartele lui erau excelente, așa că i-a spus că și-ar dori și rapoarte de producție și analize ale trei pentru a le putea folosi în ședințele viitoare. Gândacul și-a luat munca foarte în serios, așa că i-a cerut leului un computer de ultimă generație, imprimantă modernă și un angajat ca să se ocupe de departamentul de IT. Așa a fost angajată Musca. Între timp, furnica care mai de mult venea la muncă cu plăcere și era tare productivă, a ajuns să semneze tot felul de rapoarte zilnice și să participe la ședințe lungi și plictisitoare care îi luau cea mai mare parte din timpul de lucru. Leul a considerat că mai are nevoie de o persoană care să se ocupe de departamentul unde lucra Fornica. Astfel a fost angajată Cicada. Cicada, în prima zi de lucru, și-a cumpărat un scaun ergonomic și un covor pentru biroul ei cel nou. A doua zi a cerut un computer și un asistent personal pentru a putea face planul de optimizare a muncii și a bugetului. Departamentul unde lucra furnica a ajuns un loc extrem de trist. Nimeni nu mai lucra cu drag și spor, iar stresul afecta și productivitatea. Leul a observat că în departamentul unde lucra furnica a scăzut productivitatea, așa că a angajat Bufnița, un expert ce va veni cu soluții de creștere a productivității. Bufnița a analizat ce a analizat și la sfârșit a ajuns la concluzia că departamentul furnicii are prea mulți angajați. E, ghiciți pe cine a concediat leul! Exact, pe furnică. Pentru că era un angajat cu o atitudine negativă și îi lipsea motivația.